În perioada 22-26 septembrie 2014, Consiliul Județean Gorj derulează un nou program de promovare turistică sub genericul Vino acasă la Brâncuși. Proiectul se află la prima ediție, fiind realizat în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Turism. Luni 22 septembrie 2014, la Camera de Comerț și Industrie a României din București, a avut loc conferința națională Vino acasă la Brâncuși, eveniment ce a reunit reprezentanții ai Guvernului României, ambasador și operator de turism din țară, dar și din străinătate. Elementul central al conferinței a fost prezentarea Asociației pentru promovarea și dezvoltarea turismului acasă la Brâncuși, Gorj, care are drept scop dezvoltarea durabilă și promovarea turismului din județul Gorj și din întreaga regiune, în totalitatea multiplelor sale forme, atât în țară cât și în străinătate, precum și acordarea suportului necesar pentru implementarea strategiilor naționale, regionale și locale de dezvoltare a turismului. Doamnelor și domnilor, stimați invitați, vă rog să-mi permiteți să vă adresez cel mai sincer bine ați venit la conferința de lansare a programului Vino acasă la Brâncuși. Un program complex de promovare a turismului, realizat împreună cu cineva, nu se putea decât cu specialiști din cadrul administrației centrale și nu numai. Și aceștia sunt Autoritatea Națională pentru Turism, Agenția Națională de Turism, Federația Asociațiilor de Promovare Turistică din România, Asociația Națională de Turism Rural și Ecologic Cultural, toate sunt incluse în acest program, alături de instituții de cultură și de educație din Gorj. Eu, ca primar al municipiului Târgu Jiu, am venit să vă asigur că orașul nostru are porțile deschise pentru oaspeți. Orice turist are câteva așteptări simple când vizitează un oraș. Să fie frumos, să fie curat, să fie în siguranță, să aibă acces la informații, să beneficieze de o cazare decentă, să vadă locuri deosebite, să întâlnească oameni primitori și să mănânce bine. Toate aceste așteptări pot fi onorate de orașul nostru. Astăzi am fost inspirați să ne prezentăm cu Gorjul nostru așa cum este, în fața specialiștilor din domeniul turistic, în fața autorităților centrale, a ambasadorilor și a altor invitați din domeniul turistic din afara țării. Putem spune, deci, că iată a fost o conferință internațională în care Gorjul și-a lansat promovarea sa turistică. Însă acest lucru nu conduce să ne orientăm, să ne așteptăm la rezultate spectaculoase. Mai degrabă ne obligă. Ne obligă să avem un program riguros de investiții în turism, de îmbunătățirea infrastructurii, să avem deschiderea, priceperea cu inteligență și cu aplecare spre a atrage profesioniști în turism și a le deschide, de fapt, calea să investească și să vândă produsul comercial turistic din Gorj. Vom aduce agenți de turism din România și din câteva țări pe care le considerăm piețe țintă pentru a vizita Gorjul turistic, pentru a cunoaște ceea ce avem de oferit pentru turiștii pe care vrem să-i aducem în Gorj. O să urmeze realizarea unui film de promovare la un nivel și un standard internațional pe modelul pe care am creat filmul de promovare a stațiunii Mamaia, care este extrem, extrem de apreciat în lumea turistică. Vom decide împreună la ce târguri internaționale participăm și, desigur, la Târgul de Turism al României, unde trebuie să fim prezenți și vom avea acest dialog permanent între operatorii privați și autoritățile locale din județul Gorj. Pentru realizarea obiectivelor principale, dezvoltarea turismului, creșterea vizibilității oportunităților de turism în Gorj și a numărului de turiști care vizitează județul, programul Vino acasă la Brâncuși își propune, pe de o parte, comunicarea directă, completă și concretă prin contactul direct între oferta locală și cererea de piață,
Operatorii în turism locali, naționali, preponderent cei din zona Incam și internaționali, iar pe de altă parte, comunicarea la nivel emoțional,